Bună ziua, dragi pretendinți săgetători! Haideți să vedem la săgetător. Săgetătorii, da. Asta văd pe subt. Multă dragoste vă văd. Pentru cei singuri veți întâlni o persoană cu care veți forma o relație, să știți. Și da, multă dragoste. Uite. Foarte bine. Multă dragoste vă văd, în dragoste vă va merge foarte bine în octombrie, da? În relații, în general. În relații vă va merge foarte bine. Nu știți ce să faceți? S-ar putea să trebuiască să alegeți între doi parteneri și pare că amândoi vi se par la fel de buni, da? Dar nu știu, sau doi parteneri de afaceri și asta se poate, sau doi parteneri de dragoste și nu știți ce să alegeți, ce să faceți. Dacă sunteți într-o relație sau vă gândiți la o afacere, la un serviciu, este foarte bine unde sunteți, doar că poate că dumneavoastră vi se pare că nu este așa, nu este așa de bine cum nu, pentru dumneavoastră nu vi se pare așa de bine. Sau că aveți o problemă. Poate fi la serviciu și sau în relație unde trebuie să dați dovadă de curaj, nu să plecați, nu să părăsiți, pentru că văd că și dacă plecați de acolo și dacă părăsiți pe cineva, veți rămâne neliniștit, neliniștită. Veți începe o nouă, parcă plecați totuși, veți începe un nou drum, să spun. Și pe acel drum nu vă va fi rău, veți avea stabilitate, putere, sunteți o persoană puternică, dar parcă o parte din dumneavoastră spune să nu plecați, să rămâneți. Cealaltă parte spune să plecați, da? Deci o parte din dumneavoastră spune mai stai, mai așteaptă, mai gândește-te. Cealaltă spune nu, pleacă. Spune să lăsați totul la o parte, să vă trăiți viața exact așa cum doriți să o trăiți, da? Arată să aveți încredere în dumneavoastră, să fiți puternici, sunteți un semn puternic, sunteți eficienți în dragoste, în serviciu, în afaceri, sunteți inteligenți, nu vă dați bătuți, nu se întâmplă nimic rău, totul va fi bine, aveți încredere în dumneavoastră, da? A ieșit lumea aici. Lumea este o carte foarte bună.
arată că viața dumneavoastră este plină de începuturi și sfârșituri pentru unele persoane. Unele sunt fericite, altele nu sunt fericite. Totul se va întâmpla, se va termina sau totul va fi bine, da? Veți avea succes. Se va completa, se va sfârși cu succes. Da? Poate însemna și o căsătorie pentru care ați luptat foarte mult și luptați foarte mult să fiți cu cineva, cu o persoană. Pentru acea persoană luptați foarte mult aici. Toată această luptă este pentru acest sau această doamnă sau acest domn. Poate și să fie o conexiune, poate o asociere în afaceri, nu doar romantic, dar și recunoaștere, prietenie, parteneri de afaceri, depinde. Dar câteodată vă vine să vă luați această cupă și să plecați, da? Să lăsați tot ce este frumos. Pentru că unele lucruri nu sunt așa cum vi le doriți sau nu se întâmplă așa cum vă doriți dumneavoastră și de asta spuneți gata. Aici ar putea să trebuiască să alegeți între o persoană serioasă, acesta serios, dar și puțin imatură această persoană, dar aceasta... Dacă acest bărbat este confident, este bun, dar dacă se plictisește, este periculos. Da? Este egoist. Este puțin fragil ego-ului. Haideți să vedem aici pentru octombrie, da. A ieșit destule în dragoste, au ieșit. La fel lumea, vedeți? Totul va fi bine. Aici îmi confirmă succes, veți avea un nou început, multă dragoste. Un divorț, o despărțire sau treceți de obstacole, învingeți anumite obstacole, terminați cu ceva definitiv. Și vă reconstruiți acea dragoste pentru dumneavoastră, acea afacere, acea iubire, acei bani, vedeți? Aici arată că distrugeți totul, că terminați totul în ceva cu cineva. Poate o afacere, poate dragoste. Și aici arată că începeți să construiți din nou ori o altă relație, ori o altă afacere. Acel cont care a fost golit sau ați împărțit totul, toți banii cu cineva și acum vă construiți din nou singur și vă economisiți acei bani, veți avea acei bani înapoi. Arată aici că învingeți obstacole și terminați cu acea persoană. Deci asul de spade mi-a spus asta. Așa. Oricum, în dragoste poate apărea o persoană. Terminați cu cine sunteți, mergeți cu altă persoană care va face lumea mai bună pentru dumneavoastră. Sau trebuie să vă puneți cunoștințele în acțiune, tot ce știți și să acționați. Da? Inspirație, claritate, găsiți soluții, aveți putere, acționați cu putere și descoperiți sau învingeți o persoană și atunci veți avea un nou început. Poate fi cineva din semn de rac, pești sau scorpion. Veți avea succes material până la urmă.
Aici cineva care intră în viața dumneavoastră poate fi din semn de foc, leu, săgetător sau berbec. Aici văd o persoană care poate avea probleme cu băutura sau care se distruge pentru că face excese, dar și împlinirea unor dorințe, un succes, o împlinire, întâlniți oameni noi, vă faceți prieteni noi, posibilitate de exces. Trebuie să vă temperați entuziasmul și totul să, să faceți cu moderație, da? Cu nu mult, nu mult. Da? Pentru că văd o persoană care face excese. Aici, cavalerul acesta de bâte primul, văd o persoană care vine în lumea dumneavoastră, care intră în lumea dumneavoastră, poate fi o persoană de aventură, un bărbat tânăr, care acționează sau care se mută în altă casă nouă. Da? Poate se mută de la dumneavoastră sau la dumneavoastră sau se mută în altă casă și vă gândiți la o persoană care se mută. Poate fi copilul dumneavoastră sau cineva din familie sau persoană dragă. Oricum veți învinge, veți începe din nou, veți termina ceva, văd aici. Cum depinde de fiecare parte, situația fiecăruia. Oricum rău nu este. Puteți avea, dacă sunteți singuri, întâlniri, acțiuni comune, mergeți în același loc, vă întâlniți. Poate să apară cineva care este prietenos la prima vedere și după aceste întâlniri poate să ajungeți la ceva serios. Dacă sunteți în pereche, parcă unii... aveți aceleași valori și aveți aceleași valori, aveți multe în comun, sunteți de mult timp împreună, sunteți prietenoși. Sunteți pe aceeași lungime de undă, împărțiți împreună momente, ieșiți, veniți cu copii. Unii vă gândiți la despărțire, dar nu vă despărțiți. Dacă vă despărțiți, vă va fi mai bine. Dacă vă despărțiți, vă veți construi alt viitor. Cam asta a fost pentru cei din Săgetător. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.